cantonamentul montan, CS Mioveni își desfășoară pregătirea specifică perioadei în localitate. Secundul Marius Stoica s-a declarat mulțumit de modul în care jucătorii s-au pregătit până acum. Sunt doi jucători în probe care vrem să-i vedem pe parcursul acestor zile, să așteptăm și venirea domnului Moldovan. Vedem în continuare cum vor decurge lucrurile. Deocamdată antrenamentele decurg normal. Băieții sunt conștienți că este o perioadă mai grea, dar suportă cu bine orice antrenament și nu se vaite deocamdată. Urmează pentru galben-verzi și un cantonament montan, unul extrem de important pentru a avea o condiție fizică pe măsură în perspectiva meciurilor oficiale. De asemenea, vor fi importante și meciurile amicale. Se va pleca într-o pregătire centralizată în Poiana. Acolo vor decurge, eu știu, programul este stabilit, noi ne ocupăm de el în continuare și vom vedea cam unde vom ajunge și la ce nivel după pregătire cu un nou test. Deci 6 mișcări de fiecare.